Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod, Nord în Rac. Înainte de toate, la mulți ani și am ieșit în fața voastră să spun la mulți ani unei persoane foarte dragi și foarte speciale, prietena mea. Dar, evident, această urare nu este doar pentru este și pentru toți cei care sunteți posesori ai acestei zodii, dar și aveți planete în această zodie. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod, Nord în Rac. Haideți să vedem ce energie apar. Sper să vă susțin această perioadă într-un mod special și înainte de a începe etalarea, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, sănătate, realizări și vindecare rapidă, pentru că fără vindecare nu reușim să manifestăm așa cum ar fi bine. Energia generală. Hai să vedem energia generală, deși au ieșit câteva cărți care vor să transmită niște mesaje. Energia generală pentru raci. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac în această perioadă. Energia generală. Despre ce vorbim în mod special pentru răcușori și răcușoare. Răcușori și răcușoare. Zăpușeală, mă înșer. E extraordinar, măi! Ați ales varianta a treiei de ieri, unii dintre voi, pentru că a vrut să apară artistul. Acum, artistul poate să însemne multe. Sunt și eu artista care sunt prietena a doamnei despre care v-am tot amintit, prietena mea. Poate că e ceva, are legătură. Dar trecând peste asta, poate aveți pe cineva artist în preajmă care vă influențează într-un mod special, vă inspiră, pentru că asta vrem noi artiștii de orice natură, am fi poeți, cântăreți, pictori, sculptori, scenariști, dramaturgi, actori. Vrem să inspirăm, cât de puțin și să inspirăm în bine, evident, asta e țelul. Dacă nu sunteți voi artiști, deși racii sunt sensibili și au calități, au multe calități care îi fac deschiși către artă, da? Dacă nu sunteți voi artiști, abordați o situație într-un mod creativ. Dacă nu v-ați exersat această creativitate, căutați sfatul la persoane creative sau la... Da, evident, de-aia a apărut și această carte, Artistul. Sau căutați albume de artă, ascultați muzică, intrați, integrați arta în viața voastră ca să vină inspirația, pentru că inspirația nu vine când vreți voi, vine la un moment dat și este necesară. O să vedeți de ce este necesară, pentru că în timp ce am amestecat am văzut la un moment dat s-a împărțit setul de cărți și am văzut... Spânzuratul și magicianul. Un soi de sfârșit de ciclu, Spânzuratul e casa a 12-a a peștilor. E un sfârșit de ciclu în care v-a sacrificat, a stagnat, a trecut prin multe, dar lecția a fost să vă conectați la spiritualitate, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vă dezvoltați intuiția, să fiți atenți la visurile voastre. Și magicianul este începutul de ciclu, da? 12, casa 12 și 1 este prima casă a berbecului. Nu neapărat că aveți treabă cu berbecul, treceți peste această interpretare, nu. Vreți să manifestați ceva nou. Și atunci, pentru că și magicianul, artiștii sunt magicieni, dragii mei, sunt alchimiști, transformă sunetele, da? Compozitorii, muzicinii transformă sunetele într-un complex plin de armonie. Teoretic ar trebui să fie armonie, chiar dacă muzica contemporană cam uită despre armonie, dar și acolo, dacă ascultați cu atenție, există ceva, există un ritm. Da? Pictorii amestecă culorile, pigmenții și le pun pe hârtie și creează ceva. E o magie, este o alchimie. Și aici este magicianul întotdeauna, de cele mai multe ori, reprezintă și un personaj care are de-a face cu această lume a artelor, a alchimiei, a transformării, a divertismentului. Deci fiți creativi, da? Și abordați orice situație, chiar dacă trebuie să schimbați ceva, să încheiați un ciclu și să începeți ceva nou, nu începeți dureros, da? Începeți ca o joacă. Ca o joacă, pentru că dintr-o joacă puteți crea o operă de artă, opera vieții voastre, da? Opera alchimică. Ce a vrut la capătul setului de cărți, da?
Abundență infinită. Sunteți pe calea ce bună. Deci am zis bine, justiție în spate, yoga. Da? Aveți susținere, suport, suport. Da? Conectați-vă la natură, ia uite, fiți naturopați. Dar, nu știu ce mi-a venit cuvântul ăsta, dar și vindecați-vă în paralel, pentru că aveți în continuare multe lucruri de vindecat și toți ne vindecăm toată viața. Nu credeți că e cineva nevindecat? Chiar și cei care se consideră ghizi spirituali, cu problemele rezolvate, au și ei niște răni. Doar că nu vor să recunoască. Deci, aveți abundență infinită dacă începeți acest drum. Da? Dacă vă dați dreptul la dreptul, justiția vorbește despre drepturi, da? Obligații și drepturi, dreptul la ce? La a vă urma calea voastră, nu a urma calea altora sau a tradiției. O să vorbesc imediat și de ce amintesc despre tradiție. Vă așteaptă reușite, dacă îndrăzniți. Dar, repet, pentru asta trebuie să vă conectați la anumite energii și să fiți creativi. Integrați arta în viața voastră. În timp ce am amestecat, s-a arătat în mod special regele de monede, pentru cineva taur, pentru altcineva capricorn sau fecioară, dar deși nu e obligatoriu, poate să fie un tată, poate să fie un bunic, poate să fie o figură paternă importantă, un profesor, un șef, un soț, evident, dacă sau un partener de lungă durată sau, evident, și varianta negativă, o persoană căpoasă. Zic așa pentru că după regele de monede a apărut împăratul, dar a venit invers. De-aia zic că este căpos, nu e în varianta sa superioară. Super, super masculin, dar că este un bărbat, că este o energie în care v-ați ancorat prea ancorat. Da, v-ați ancorat pentru că asta trage în jos, care a spânzurat, vă trage în jos, vă ține pe loc, a ancorat ne ține pe loc, da? V-ați ancorat prea mult în nevoia de stabilitate, de a vă crea bani. Dați-vă timp să fiți creativi pentru că prin această abordare s-ar putea să aveți, nu s-ar putea, simt că veți avea un soi de abundență la care poate nu ați visat, da? Dacă nu sunteți voi, deși cred că unii dintre voi sunteți, pentru că raci în general sunt, în general, nu obligatoriu, dar în general sunt și tradițional, da? Poate să fie un șef dominator, o figură care nu își exprimă masculinitatea într-o formă pozitivă, da? Vrea să domine sau extrem de materialist, că sunteți voi, că e altcineva, repet, extrem de tradițional, cum vreau eu, nu faci doar cum vreau eu. Astea sunt regulile mele, nu-ți place, hai pa. Bine, și vărsătorii fac așa, dar într-o altă manieră. Una e să fii neconvențional și alta e să fii fixist. Ce este frumos este că după aceste două cărți apare asul de monede. Magicianul acela despre care am vorbit, acea dorință voastră de a crea ceva nou. Poate că v-ați pierdut controlul, siguranța într-un context prea materialist. Că e familie, că este o relație tradițională, că este un job, că este nevoia de stabilitate obsesivă, intoxicantă. Nu-i diavolul, dar ar fi putut să apară în acest context. Da? E ceva. Poate v-ați pierdut jobul, dacă ați fost șef, poate nu mai sunteți șef. Oho, și ce neplăcut e, știu cum e. Că am avut persoane preajme care au fost șefi mari și când pierd postul, șefii mari intră în criză. Dar provocarea este, fiți creativi, că aveți toate instrumentele, magicianul are toate instrumentele și creați ceva nou. Afacerea voastră, da? Nu e neapărat să fie de domeniu artistic, dar să fiți creativi în abordare, da? Pentru că, de exemplu, în business, creativitate este nevoie în publicitate, în felul în care îți organizezi, să zic, abordarea pe tipuri de public, da? Pe produse, să fii creativ în produsele pe care le lansezi. Poți să fii și în afacere, evident că și în afacere poți să fii creativ, chiar dacă mie nu-mi place domeniul ăsta. Așa, la capătul setului de cărți, de ce am zis? Trebuie să vă vindecați de niște conflicte, v-ați tot luptat la locul de muncă, clar, la locul de muncă, da? Tot ați încercat să renașteți, dar aici este, renașterea și destinul vostru s-ar putea să fie în altă direcție, pentru că trebuie să vă vindecați de aceste
lupte la locul de muncă sau lupta pentru a, eu știu, crea, eu știu ce, independența asta financiară la care unii n-ați ajuns sau ați ajuns cu prea multe sacrificii sau prea multe compromisuri, este tot o luptă în voi. Sunteți puternici, dar fiți și creativi, aici este. Și comunicați cu îngerii, ca așa zice, da? Sunteți pe calea cea bună, da? Unde era? Ah, nu era, dar aveți susținere. Comunicați cu îngerii prin yoga sau creați-vă energiile. Yoga e și aici. Curățați-vă energetic și pregătiți-vă pentru altceva. Hai să vedem ce ar putea să fie în această perioadă, acest altceva. Eventual, în artă este nevoie de sensibilitate. Folosiți-vă, interesant că s-a deschis la justiție. Probabil niște chestiuni legale iar sunt de discutat în aceste lupte pe care le-ați dat sau urmează să le dați sau chiar le dați unii dintre voi. În artă este nevoie de sensibilitate. N-ai cum să fii artist. Orice ai face în artă, chiar și în chestii negative, dacă nu ești sensibil. Da? Și atunci, sensibilitatea asta în această carte este marcată de femeie, da? De natura feminină. Primele cărți pe care le-am văzut au fost foarte masculine. A fost, poate că unii dintre voi ați fost extrem de, sau sunteți în continuare foarte, ați intrat pe energia asta masculină. Trebuie să fac, trebuie să fac, trebuie să fac. Mai stați un pic, mai calmați-vă. Da? Mai calmați-vă, pentru că aveți în fața voastră un canvas, da? O pânză de canvas, o pânză albă, o hârtie albă pe care trebuie să o exprimați într-un fel și frumos ar fi să iasă ceva fain. Dați-vă timp, conectați-vă, repet, la sursele acelea de inspirație. Uite, s-a încheiat ceva. Moartea, trei de cupe. E o transformare prin care treceți. Poate că a fost un triunghi pentru unii, nu pentru toată lumea, cei care au soții. Da? Poate, dar nu obligatoriu, nu toți. Însă, această transformare e necesară ca să vă aducă un alt fel de, uite, infinite abundance, da? Și împărăteasa. Veți avea bucurii dacă lăsați această transformare, această moarte a ego-ului, a, eu știu, vechiului eu, să se producă și treceți prin ea. Nu e ușor, într-adevăr, nu e ușor. Nu e ușor. Să sperăm că voi avea o imagine bună, pentru că telefonul cam face așa niște surprize. Eu văd aici pe ecran niște dunguțe și voi să sperăm că vedeți clar, da? Ok. Okidoki. Okidoki. Mie-mi place. E drăguț. E simpat. Nu e academic, dar cine spune că trebuie să vorbim ca la și acolo. Și profesorii, ați văzut, nu știți în cancelarie cum vorbesc profesorii, nu? Nu știți. Hai să vedem. Raci, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Iulie 2021. O dată, de două ori și de trei ori. Central, 8 de bâte, da? Mergeți mai departe, dorința de a crește, de a vă transforma. Provocare este, ia uite, statul acela, eremitul, statul pe gânduri, aveți ceva de vindecat, poate ați fost bolnăviori, dar trebuie, o să și clarific, trebuie să vă conectați la acești îngeri. Faceți yoga, ați văzut yoga mai devreme, faceți yoga. Echilibrați-vă mental, pentru că racii, când o să apuc eu să vorbesc? Racii sunt foarte agitați din punct de vedere mental, majoritatea. În spate, la rădăcina acestei probleme sau acestei povești pe care o voi spune, povești de viață, da? Este un 5 de spade, dorința de a câștiga, dorința de a avea victorie, niște invidii, concurența. O energie mentală destul de toxică. În ultima vreme apare 6 de bâte. Poate să fie dorința voastră de succes, că tot am vorbit despre artă, da? De a ieși în evidență. Poate este cineva care vă inspiră, pentru că 6 de bâte poate să inspire, da? Și acest personaj 6 de bâte, da? Inspirându-vă într-un fel în ultima vreme, se regăsește într-o formă aici central, în bâtele din centru, da? Vine cu experiența sa, o să și clarific evident, dar deocamdată fac o citire
o interpretare fără clarificări. Vine cu experiența sa de public și de creativitate, pentru că bătele sunt creative, și 6 înseamnă colaborare, e un număr armonic, armonios, ține poate și de locul de muncă, într-un fel sau altul, și am zis, vă inspiră, probabil că cineva vă îndeamnă sau vă încurajează să mergeți mai departe, să vă ridicați, să comunicați, să transformați ceva, pentru că e 8, care înseamnă transformare. În viitor apare 4 de cupe, o să-l și clarificăm. Să sperăm că nu e al vostru 4 de cupe și să sperăm că totuși ieșiți din starea asta de tristețe, de o tristețe în viața multor aci. E o tristețe. Dacă a fost un 3 de cupe, cum am văzut mai devreme, o altă aia și 3 de cupe, poate că încă vă mai gândiți, sunteți selectivi. Eu aș zice să nu vă mai gândiți la trecut. Da? Vă gândiți altceva, cum să primiți această sau cum să vă atrageți această cupă, da? Pentru că e o chestie și de atracție. Cum să o folosiți dacă o primiți, da? Sunteți selectivi și vreți să primiți această cupă, vedeți că e specială, o idee, orice poate fi, vindecare, dragoste, orice. Cum să o folosiți creativ, într-un mod creativ. În prezent aveți valetul de spade. Comunicare, dar pentru unii există un personaj cu marcaj în semn de aer. Posibil să fie personajul care provoacă această dorință de a merge mai departe, de a călători, de a vă transforma viața, ori e un personaj, ori o situație. Pentru că sunt spade, da? Și e provocarea. Pentru alții, acest valet de spade poate să fie nevoia voastră de a investiga. Vreți să mergeți mai departe? Pentru că are și calități valetul de spade. E inteligent. Da? Și investigează, caută pe internet unde să mă duc, ce să fac. Da? Sfatul este regele de bute. Da? Fiți creativi. Fiți întreprinzători. Faceți-vă business-ul vostru cât de mic. Pentru că va crește la un moment dat. Evident că niciun business nu crește instantaneu, da? Faceți-vă, eu știu, calea voastră. Eventual, am zis, apare acest 6 de băte, un personaj care vă inspiră. Posibil să fie într-o energie masculină, poate să fie bărbat, dar poate să fie și femeie într-o energie masculină, care se întreține singură, care creează, am zis, este... Nu doar întreprinzător, este și distractiv, este și simpatic. Poți să și râzi, poți să și crezi, poți să și muncești cu acest rege de bute în varianta sa bună. O să și clarific, repet. Exterior aveți valetul de monede. Nevoia cuiva, cineva încearcă să vorbească cu voi. Pentru că văd că apare în prezent și valetul de spade și influența exterioară. Posibil un semn de pământ pentru cineva, posibil, dar nu obligatoriu. Sau... nevoia de comunicare a cuiva cu voi. Dar sunt valeți. Nu este o comunicare profundă. Rămâne de văzut ce faceți voi cu aceste informații, dacă le ascultați, dacă le permiteți. De ce vă este teamă de temperanță? Poate de așteptare aici este. Pentru că temperanța se regăsește și în 4 de spade aici. Aveți răbdare până vă vindecați, până vă puneți în ordine informațiile. Am zis că trebuie să vă și informați. Trebuie să vă și informați în direcția în care vreți să mergeți. Dacă e vorba de o direcție, de o călătorie, de o transformare, cum am zis mai devreme. Poate pentru unii raci, cred că încă nu v-ați vindecat de ceva. De ceva și încă trebuie să mai aveți răbdare. Știu că deranjați, dar cine spune că vindecarea durează? Puțin greșește. Pentru că dacă sunt povești vechi, dacă sunt relații de lungă durată, n-au cum să vindece nici în câteva săptămâni, nici măcar într-un an de zile. Hai. Ce vă doriți? Să fiți voi înșivă. Să fiți voi înșivă. Poate vă doriți un alt semn de apă, poate. Dar pentru mine, bâtele și cupele reprezintă artă. Să exprimați din prea plinul sufletului vostru ceva frumos, ceva duios, ceva delicat, și asta puteți să o faceți doar prin artă, de azi, prin regele de bute, repet, vă inspiră.
Dacă aveți și planete în semne de foc, sau planete, sau nodul nord, cum am eu, sau eu știu ce alte, eu știu, ascendent, v-ar ajuta. V-ar ajuta foarte mult. Ce reușiți să faceți, regina de monede? Cred că blocați un semn de pământ, da. Cred că unii dintre voi blocați un semn de pământ. Pentru că apare 2 de spade, blocajul, și lumea, o nouă lume. Încheiați un capitol și vă pregătiți de o nouă lume. Da, ați așteptat. Ați așteptat. Eventual sunteți precauți în această transformare care urmează de acum încolo. Da. Să mai încerce cineva să vă... Vor fi vești, dar hai să vedem acum. Eu așa simt că unii dintre voi vreți să vă vindecați, să vă... Nu vindecați. Pentru că vindecarea încă e în poziția fricilor. Aveți impresia că nu o să vă mai vindecați niciodată, dar trebuie să vă blocați influența. Asta pentru că în exterior aveți valetul de monede, da? Și a apărut, are apărut moneda sub forma reginei de monede. Și am văzut mai devreme și regele de monede, da? Poate să fie soția voastră sau mama copiilor pentru unii, nu pentru toată lumea, dar... Doi de spade și lumea. Și atunci ei să sufere, ei să plângă. După voi. Cineva. La capătul setului de cărți aveți steaua, asul de monede, ce frumos, da? Despre care am mai vorbit. Patru de monede. Dacă voi ați fost tradițional, vreți să schimbați 4 și cu 1, 5, da? Vă dați seama că n-aveți spor. Aveți o idee. Cineva vine cu o idee și vă îndeamnă la o colaborare sau la creștere. 3 de monede. Și aveți acest potențial, da? Cu această monedă să vă împliniți un vis. Să vă vindecați. E ca un hobby, apropo de artă. Pentru că arta pune în practică, pune în material. Nu e chiar atât de efemeră și volatilă, da? Sunt idei, dar le punem în practică. Chiar și muzica devine obiect prin CD-uri, da? Bine, acum nu știu că se mai poartă CD-urile, dar într-un fel sau altul. Sau devine palpabilă când dai muzică mai tare, ai văzut că sunetul simți că te pătrunde, da? Sunetul are un impact puternic. Chiar și muzica are o latura sa materială. În fine... Asta am zis, acest as de monede revine și dacă e un hobby, vă poate vindeca pe de-o parte de ceva, am văzut și moartea, am văzut și 4 de spade, da? Am văzut și temperanța, nevoia de vindecare, am văzut și 4 de cupe lacrimi, am văzut și conflicte, da? Puteți să vă vindecați. Arta vindecă. Nu degeaba a apărut această carte. Poate unii dintre voi... cu aspecte în această zodie, ați ascultat și varianta 3 de ieri. Poate, sper. Și aveți sensibilitatea necesară, aveți nevoie de încredere. Aveți nevoie de încredere, eventual. Nu doar la început de drum, eu vă zic și în experiență. Orice artist are nevoie de un alt artist cu care să se să discute. Am făcut bine? Sunetul ăsta e ok în muzică? Nuanța asta e bună? Sau a trebuit să abordez o altă cromatică? Caldă, rece, da? Am jucat bine? Am fost suficient de intens? Am transmis emoțiile ca și actor, da? Ai nevoie de cineva, de o susținere. Și atunci, dacă vreți să intrați pe zona asta, regele de bâte și regina de cupe, chiar dacă e o femeie aici, da? Poate să fie o femeie care este mult mai încrezătoare în abilitățile sale sau calitățile sale artistice și sau creative. Dar, repet, nu e obligatoriu să fie artă. Poate să fie, repet, o abordare artistică. Dar, oricum, trebuie să studiați. Să studiați pe internet. Faceți analiză de piață. Hai să vedem, totuși. Clarificăm 8 de bâte pentru răcușor și răcușoare. Dacă știi că se vede ecranul cu dunguțe, nu știu ce are. De 10 minute l-am descoperit așa.
8 de bâte, ia uite, 4 de monede. Trebuie să ieșiți din starea asta. Dacă cineva a fost fixist așa și înțepat și rigid sau o relație karmică, dragii mei, pentru mine 4 de monede înseamnă și relație karmică. Pentru că e 4, e casă, da? O casă în care stați așa. E o viață destul de banală, de plictisitoare, hai să ne facem îndatoririle, dar nu ieșim, nu ieșim. Nu. Nevoia de călătorie. Da? De explorare. 8 este transformare, dar pentru mine 8 de bâte tinde către 9, că și 9 înseamnă Jupiter, da? Și tinde și către cer. Există ceva legat de, și de săgetător aici. Natura săgetătorului, nu vorbesc de zodii, da? Natura săgetătorului, explorator. Deci, 4 de monede. 8 de bâte este clarificat de 4 de monede. Nevoia de a ieși dintr-o energie fixă, nu-i prea colorată energia asta. Aici, spre deosebire de acest 4 de monede în care avem numai metal și piatră, aici bâtele deja au floricele, da? Culoare! Culoare! Sunt creative, dau din ele, creează, creează, înfloresc. Da? Natura creativă, creatoare. A noastră. Da, ia uite. Valetul de bâte. Da, v-ați stresat. Ați fost într-o situație nedreaptă, în singurătate. Unii poate ați trecut și prin boală. Poate ați trecut, poate, nu toți. Triunghiuri amoroase sau niște colaborări la locul de muncă care v-au creat probleme. Dar aveți această idee. E o idee. E o idee. Pentru unii poate să fie și un copil, dar... Eu simt că, pentru că vorbim de artă, da? E o chestie creativă, e o idee năstrușnică pe care a trebuit să o urmați. Clarificăm 4 de spade. Și dacă nu e idee, poate să fie un personaj care este altfel și vă scoate din această stare a voastră. Vorbește și despre altceva, nu doar despre probleme, responsabilități, bani, da? Oho! 4 de spade. Clarificăm 4 de spade pentru răcușor și răcușoare. Ia să vedem. Împărăteasa. Pentru cei că am văzut justiția, am văzut că unii dintre voi vă separați și știu, da, știu persoane care se separă. Probabil că trebuie să vă vindecați de această împărăteasă. Poate să fie să vă vindecați de mama voastră care are o influență. Pentru că 4 de monede e relație karmică și cele mai karmice relații sunt cele de familie. E un 4, este casă, da? Sau este vorba de vindecarea mamei voastre sau de o chestiune în care mama voastră sau mama copiilor voștri trebuie să se vindece, să-și ordoneze mentalul, să aibă o altă abordare. Da? E o chestiune de vindecare. Dar, asta pentru unii, nu pentru toată lumea, provocarea este să ieșiți din acest 4, pentru că apare 4 de monede și 8 de bâte, energie creativă și ambițioasă și ai chiar un 4, pentru că nu putea să apară aceeași carte când avem punct, tot 4, tot în casă, tot într-un ambient foarte rigid, pentru că 4 e o formă geometrică rigidă, să ieșiți din 4 și să mergeți către abundență. Aici apare abundența, da? Împărăteasa înseamnă abundență. Dar pentru asta trebuie să vă faceți și un plan. Să investigați, cum apare prin valetul de spade. Investigați un pic. Analiză de piață, am zis. Investigați un pic. Vedeți care din mesaje vi se potrivesc. Repet, nu degeaba aveți artistul. Cred că leitmotivul este creativitatea. Totuși, uite. Regina de spade. Lăsați în urmă cei care v-au dominat, cei care v-au rănit, un soț, un șef, o persoană dominatoare și gândiți clar, gândiți altfel. Regina de spade gândește și investighează. Pentru unii, pentru că apare după clarificarea acestui set de cărți, poate să fie și un divorț. Da? Pentru că poate să fie și o avocată, dar poate să fie și o doctoriță. Vedeți, doctoriță, avocat, da. Variază. Clarificăm
6 de băte. Nu mai mă duc până la 5 de spade, la acea energie negativă, nu mai mă duc, nu mai, nu, nu, n-aș vrea, o știți voi, nu mai vreau să o mai râcâi și eu. 6 de băte, hai să vedem totuși 6 de băte, ce reprezintă? Pentru că poate să reprezinte foarte mult, dar eu am vorbit din perspectiva acestei prime cărți. Artistul. Și ce este frumos că în această carte artistul are aripi, da? Prin artă noi zburăm către alte dimensiuni. 8 de băte zboară, da? Zboară ca săgețile către cer. Aici este teama unora. Temperanța are aripi, conectarea cu arhanghelii, cu natura voastră, a noastră divină, natura divină și care e cea mai aproape calitate de natura divină decât cea de artist, de creator. 6 de băte, te rog. Pentru răcușor și răcușoare. Ia uite, eremitul. În călătoria voastră spirituală, într-o perioadă de tăcere, într-o perioadă de tăcere, în toată perioada lui Mercur retrograd sau câți Mercuri retrograzi ați trecut, nu contează. E o perioadă destul de lungă, o călătorie spirituală. În această perioadă ați înțeles cu, sau necesitatea, nu neapărat cu, necesitatea de a ieși din întuneric și de a exprima ceva. Poate ați înțeles niște adevăruri deosebite, ați găsit lumină. Sau măcar o scânteie, că am văzut și steaua, dar o scânteie în sufletul vostru și vreți să o împărtășiți, să vă duceți în față și să spuneți, să vorbiți despre experiențele voastre, ați fost bolnavi, cum a fost și prietena mea în perioada, anul trecut, da? Cum ai trecut, draga mea? Eu am zis de foarte mult timp să ai un canal în care, sau un blog în care să spui cât de greu ți-a fost și cum ai trecut. Ești bine. Ești bine. E minunat. 6 de băte. Da, a fost clarificat de eremitul. Ai ce este? Moartea și 7 de cupe. Ați trecut prin moarte, prin transformări intense. Acum aveți opțiuni. Opțiuni. Sunteți noi, sunteți ca și noi. Ia uite, o nouă lume. Puteți să creați o nouă lume. Ha, ce interesant văd. O nouă lume are și acești 6 de bâte. Pe care vrea să o lanseze. Ca și produs, da? Ia uitați, e un cerc aici, un cerc și aici. Aici este. Ideea sclipitoare. Dragii mei, să nu spuneți că n-am dreptate, că nu vă cred. De eu citesc acum pentru cineva care chiar face sau vrea să facă aceste lucruri. Clarificăm valetul de băte. Și mai lăsați în pace pe cei care v-au dezamăgit. Aha. Valetul de băte a fost clarificat de justiție. Asta e. Investigați, căutați, citiți cum să vă faceți dreptate. Că a fost acel personaj dominator în viața voastră. Unde să vă găsiți echilibru? Nu doar dreptatea, echilibru. Balanța, cum să vă simțiți? Balanța înseamnă să fii și în siguranță, că nu poți să fii în echilibru dacă ești în nesiguranță, da? Dacă împăratul este invers, n-ai cum să te simți în siguranță, nu? Dacă e vorba să vă faceți dreptate într-o problemă, voi știți, e posibil să fie un divorț, să fie niște acte, să rupeți niște acte, niște contracte și să vă pregătiți. Ia uitați, dacă vreți să vă faceți voi afacerea voastră, investigați cum să fiți în termen legal cu obiectul pasiunii sau al muncii, da? Dar trebuie să vorbiți în dreptate, trebuie să vorbiți în echilibru. Comunicarea pe care o face, o manifestați în prezent, trebuie să fie în echilibru ca să vă atrageți echilibru, să vă atrageți abundență, că dacă sunteți în stări, da, depresive sau prea bucuroase, eu vă zic că sunt manifestor și atunci, ia uite, nene! O situație dezechilibrată în viața voastră, niște secrete, e o relație de suflet cu cineva, e o relație, dar intoxicantă și aici este nevoia de dreptate. Și dreptatea, dragii mei, înseamnă și zbor către cer, eliberare. Eliberare. Și în momentul în care vă eliberați, vine și abundența, dragii mei. Dar revin. Pentru acest lucru,
trebuie să fiți creativi. Da? Nu rancunoși, nu obsedați, deci niște creativi. Eu tot am rămas fixată și mă bucur mult de tot că a apărut această carte, pentru că îmi place. Ah, și încă ceva. Mersi, mulțumesc mult. Mulțumesc mult, Sfinte. De ce vă este teamă? Ce am zis că face temperanța și curăță chakrele. Și ce înseamnă chakre? Ia uitați aici. Pe această paletă, toate culorile, da? De la roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, violet. Folosiți toate culorile, folosiți toate chakrele în armonie. În armonie, în echilibru. Nu zi musai în cantități egale, că asta nu înseamnă armonie, da? Dar ceea ce veți crea trebuie să fie în echilibru. Armonios, că tot vorbim de balanță, armonios. În fine, la capătul setului de cărți. Nu. Nu, pentru că n-am mai. Deci asta, despre asta am vorbit, da? Echilibru după o situație toxică. Hai să clarificăm regele de bâte. Da. Sfatul este regele de bâte. Mai! Fiți actorii vieții voastre. Ieșiți pe scenă, da? Ieșiți pe scenă. Pe o scenă. Când eram mică, pe toate scenele. Când se duceau ai mei la vreo petrecere, pe toate scenele eram. Ai mei au crezut că o să mă fac cântăreață sau dansatoare. Mi-ar fi plăcut. Dar n-au putut să mă dea să studiez niciun instrument la pregătire. Și până la urmă, destinul a fost să fac arte vizuale. Ia uite, regele de bâte și patru de bâte. Patru, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de prieteni. Ieșiți în aer, la soare. Pentru unii poate să fie cineva cu marcaj în semn de foc, marcaj sau un om pasional, da? Care vă creează o stare de bucurie sau de stabilitate. N-aș spune musai flăcări gemene, pentru că nu toată lumea a întâlnit așa ceva. N-aș spune musai. Pentru alții... Există totuși acasă, iar un patru, acasă, dacă cineva vrea să plece că s-a săturat, există cineva acasă care ar vrea să-și ceară scuze, acasă sau în relație, din cauza, pentru o ruptură, o separare, o eliberare. Au fost niște lupte între voi doi și a fost un trăsnet, o separare și acum apare nevoia de a-și exprima, nu știu, scuzele sau regretele. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar revin, vreau să abordez din perspectivă artistică. Așa mi s-a zis. Așa am primit ghidaj. Iar patru de bâte și regele de bâte clar înseamnă și spectacol. Puteți să mergeți la un spectacol. Poate la un spectacol vă întâlniți cu acest rege de bâte. Sau acest rege de bâte are spectacole. Eu știu, muzică, teatru, vernisaje. Ceva. Hai mă, dăm o carte. E sfat. Dacă nu, creați-vă voi spațiul acesta în care vă bucurați. Păstrați-vă aproape în casa voastră sufletească, pentru că patru înseamnă stabilitate și casa sufletească. Păstrați-vă acei prieteni care vă inspiră, vă aduc culoare, voie bună. Ia uite, faetonul. Da? Racul. Da, repet, poate să fie rac, pentru că racii atrag berbeci. Racii pot să atragă și lei. Unii poate că aveți și săgetători în preajmă. Pentru unii, dacă vreți, mesaje așa simpliste. Dar eu zic că mergeți cu încredere înspre o nouă direcție, înspre destinul vostru, cu voie bună. Să simțiți acest patru să fie în sufletul vostru. Și 4 și 1 înseamnă 5, înseamnă schimbare, înseamnă 5, casa 5 a creativității despre care tot vorbesc. Artistul reprezintă casa 5, da? Uite, trebuie să renașteți. Trebuie să renașteți. Valetul de... am văzut un taur. Valetul de monede, influențe exterioare. Pentru răcușori. Valetul de monede, influență exterioară pentru răcușuri și răcușoare.
Un cavaler. Un cavaler vrea să vă caute. De ce vrea să vă caute? De ce vrea să vă caute? Dragii mei. Vine și pleacă și vă intoxică cu promisiuni, cu... Da? Pentru unii e o întâlnire de destin cu un personaj din copilărie, din tinerețe, posibil Capricorn. Da, e o întâlnire de destin. Face parte din destinul vostru, dar nu înseamnă că trebuie să continuați. Mai dăm o carte pentru acest cavaler și valet de monede. Amândoi comunică, unul se și mișcă, ia uite, creează conflicte. 5 de băte. Are și în cap, în jur, conflicte, are concurență, se luptă să cucerească și unul și altul. Da? Și 5 de băte și cavalerul de băte cucerește. Da? Dar și aduce conflicte. Și dezechilibre. Asta pentru că e un 3, da? E un om care încearcă să... Să cucerească, împăratul cucerește, dar într-un mod cam... Mie mi se pare imatur. Dacă cumva greșesc, îmi cer scuze și interpretați-vă cărțile singuri și cum simțiți. Clarificăm temperanța. De ce în poziția fricilor? Să fie cumva un săgetător în poziția fricilor, dar nu săgetătorii sunt temperați. Nu toți săgetătorii sunt temperați și nici echilibrați în niciun caz și nici spiritual nu sunt toți așa. Dar, hai să vedem, ia uite. Aici este răbdarea de a construi. Poate acest personaj a venit foarte greu și v-ați plictisit să aveți răbdare până e în stare să construiască ceva. Poate să fie acest semn de pământ pentru unii. Da? Pentru că e ocupat cu alte lucruri. E ocupat. Ia uite. Acest valet de monede e ocupat. Ar vrea să vorbească cu voi. Ar vrea să se implice, să vă studieze mai bine sau încă vă studiază sau... nu știu, mi se pare o energie prea, e mai faină sfatul, mai inspirant. Da. Aici este. E ocupat, am senzația că e ocupat, vă rog frumos, spuneți-mi. Da? E ocupat. Din acest motiv lucrurile merg greu și v-ați plictisit să aveți răbdare. Până vin ei, până se maturizează, că e totuși un valet, cavaler, da? Zic asta pentru că acest cavaler de monede este cel mai încet. Poate trebuie să vă vindecați de acest personaj, iar vindecarea se face greu. Și vindecarea se face greu. Ia uite. Tot acest personaj, ia uite, extraordinar, da? Care v-a consumat, măi. Pentru că e imatur. Există o energie toxică. Nu neapărat semn de pământ. Nu vreau să se supere niciun semn de pământ, da? Un personaj în viața voastră, vedeți și voi, care nu se implică, e ocupat cu alte lucruri. Clarificăm regina de cupe. Ce vă doriți? Să fiți voi înșivă, să vă vindecați, să... Doamnelor, să fiți sirene și să vă atrageți acei bărbați special care au curajul să se arunce în oceanul pe care voi îl guvernați. Clarifică regina de cupe. O extra! Wow! Regele și regina de cupe. Asta. Investigați cum să vă eliberați de karmă și să vă construiți voi. Nu karmă. Dreptatea. Abundența despre care am zis. Ce frumos! Regele și regina de cupe. Poate că ați întâlnit persoana, poate că încă vă doriți acest personaj care vă simte, care din același spațiu emoțional, în același spațiu emoțional, la fel de atractiv, de seducător ca și voi, aceleași vibrații, aceleași dorințe, da? Frumos! Un cuplu divin! Flacăra voastră geamănă pentru unii, sau măcar sufletul pereche. Asta e. Pentru unii posibil să vă doriți un alt semn de apă. Da? Pentru că este racul și cu scorpion sau pești. Sau alt rac! Am întâlnit un cuplu destul de... Atunci erau de succes amândoi. Rac și racușoară. Și făceau bani, că racului îi plac banii. Clarificăm 4 de cupe în viitor. Probabil că
Dacă vă separați de cineva, o să plângă. Eu sper să nu mai plângeți voi. Nu e vorba de a plânge cu lacrimi, dar există acolo... O suferință. Ia uite, măi. Iar s-au răsucit cărțile. Tot îmi apare mie acest diavol. Nu-mi place. Ia uite. Soț, soție sau șef. Lacrimi. Da? Dar în spatele lacrimilor este acest as de monede. Cineva s-ar putea să vă regrete? Ia, mai dăm o carte. Eu am zis, mare lucru să vă mobilizați, măi, dragii mei, să vă mobilizați. Vă luați căsuța în... Era filmat un rac. Ce frumos ar fi! Un melc. Să vă luați căsuța în cârcă și să plecați cu încredere, cu pasiune, cu idei inovative, cu creativitate. Să vă creați casa în altă parte, eventual, în alt loc. Ce vreau să zic, am filmat un melc. O să-l pun pe noul meu site, pe care l-am deschis de câteva zile, să vedeți. Acolo o să mai adaug câteva gânduri pe care nu le pot pune aici, da? Am filmat un melc. Care e foarte interesant, se suia pe un trandafir printre țepi. Treceți, domnule, printre concurență, printre toate lacrimile și toxicitățile astea și mergeți. Ia, clarificăm acest patru de cupe și diavolul. Vedeți și voi cum se potrivește. Dragii mei, dacă sunteți la altă zodie și ascultați la raci, nu-i bine. E bine, pentru că nu înțelegeți. Nu înțelegeți. Degeaba ascult la altă zodie și îți dai cu presupusul, oare ce reprezintă aia, ce reprezintă aia. Nimeni n-are acces la sufletul celuilalt, chiar așa în totalitate. Cât ar fi de sinceră relația, cât i-ați cunoaște voi. Mai ascultați la celălalt. Nu știu, o să aduc aminte chestia asta și la alte etalări. A fost un 3 de cupe pentru cineva, cândva. Uite, a fost un 3 de cupe. Între dragoste, între ideal și dezamăgire. Și adicție. Adicție pentru bucurie, pentru chefuri, pentru așa, și apoi s-a ajuns la lacrimi. Poate cândva a fost o căsnicie frumoasă, dar a apărut o a treia persoană și iar s-a ajuns la dezamăgiri. E o energie care încă continuă în viitor. Vă marchează și pe voi și pe ei. A apărut totuși diavolul. Dacă nu apărea diavolul și... Hai să vedem și ce realizați. Măi, nu dau vina doar pe Capricorn, că putea să apară Capricornul și sub forma asta apare Capricornul, da? Apare, da? Și doi de spade și lumea. Poate unii dintre voi vă întâlniți sufletul perechei și scăpați de această obsesie, da? Iar trei de monede la capăt, da? Tot 3 unghiuri. Trigoane și tripoduri. Clarificăm regina de monede. Ca și realizare. Eliberați-vă, da? Eliberați-vă. Ca să vă găsiți valoarea voastră. Clarificăm 2 de spade. Mergeți către 9 de cupe, către satisfacții personale. Ia uite. 2 de spade, valetul de spade. Poate că într-un mod neașteptat, sunteți dezamăgiți mai de această dragoste. Trebuie să o vindecați, ce să... Trebuie să-i puneți capăt. 8 de cupe. Lumea, s-ar putea să plecați și voi într-un mod neașteptat sau niște vești să vă hotărească, da? Să vă facă să vă hotărâți. Dom'le, să vă concentrați, să fiți creativi, să vă creați acest cuplu în mintea voastră, într-un mod creativ, prin ceea ce puteți să manifestați, prin muzică, dans, poezie, pictură, desen, teatru. Dar în primul rând să vă creați acest cuplu, ca să-l manifestați, trebuie să-l creați într-un fel, nu? Cum îl creați? Prin toate gesturile pe care le faceți și toate acțiunile pe care le lansați. Aici este.
încredere, vă atrageți, pentru că e magnetic regele de monede, vă atrageți flacăra geamănă, personajul de destin cu care puteți să mergeți împreună, da? Cam asta e, nu știu cum o să dau titlu. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut în principiu, mai ales că am vorbit despre artă și ador subiectul ăsta. Și, nu știu, simt că unii dintre voi chiar aveți de-a face cu această energie. Măi, cât am vorbit! Cam atât este. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine. Pa, pa! Pace țară!